Abia s-am întors din Republica Moldova de la Festivalul Internațional de Teatru Festis, că se pregătesc de un nou turneu. Este vorba despre actorii Teatrului de Artă Deva, care vor pleca în luna noiembrie în Germania cu o afacere de familie. La invitația unei asociații din Heidelberg și a Forumului German din Stuttgart, Teatrul de Artă Deva va pleca în turneu în luna noiembrie cu spectacolul O afacere de familie de Eugen Pădureanu. Spectacolele vor avea loc în 4 orașe. Prima escală este Heidelberg, foarte interesant pentru că toate mașinile de acolo au indicatorul HD, la fel ca și noi în Hunedoara și ne pierdem printre mașinile de acolo. Urmează Stuttgart. De la Stuttgart plecăm la Frankfurt. De la Frankfurt plecăm la München. Și după München, acasă. Un maraton teatral, 4 spectacole în 3 zile, foarte concentrat, o să fie destul de obositor pentru noi, dar cu mari satisfacții, pentru că publicul de acolo este extraordinar de bun și ne iubește foarte mult și la cererea lor am revenit. Am mai fost în primăvară odată cu alt spectacol, cu Mafia Femeilor, acum venim cu Afacere de Familie și chiar ne e dor de oameni de acolo care sunt foarte deschiși și foarte calzi. Teatrul de Artă Deva a fost în turneu în Germania și în luna mai cu spectacolul Mafia Femeilor în regia lui Mihai Panaitescu și a avut un succes răsunător, deschizând astfel calea unui parteneriat cultural de lungă durată cu această țară.